Tenismena slătineană Dina Diaconu va lua parte la un nou concurs destinat seniorilor, pentru că este în primele 85 de sportive la nivel mondial la senioare și locul 30 la nivel european la aceeași categorie de vârstă. Sportiva noastră este invitată să ia parte la cele mai importante open-uri. Este un concurs de pregătire pentru noi, e un concurs în care nu urmărim decât modul cum Adina și pune în joc tactica de joc pe care ea o are și, bineînțeles, a verifica ce mai trebuie făcut și ce mai trebuie corectat până la campionatele mondiale, obiectivul important pe care îl avem în acest sfârșit de an. Adina va deveni senioară la jumătatea acestei luni, când va împlini vârsta de 18 ani. Tot de atunci, cea mai valoroasă sportivă a momentului va evolua pentru o echipă din Spania. De altfel, ea este și prinsă în programe de pregătire ale Federației Europene și Internaționale. Adina este foarte cunoscută și apreciată de aceste foruri. Deci, eu cred că lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui să facem mult mai mult pentru genul ăsta de sportiv să-i avem aici. După Open-ul Polonia, Adina se va deplasa în Spania, unde va lua parte la un stagiu de pregătire cu echipa la care va evolua ca senioară.